Odată cu căderea PSD-ului de la guvernare, banii și zona de transfer s-au dus către PNL. În prima etapă a PNL-ului, când a venit pandemia, Orban nu a fost în stare să aducă o cantitate mare de bani și să îi împrăștie către nomenclatura PNL-ului, inclusiv la președintele Iohannis, care timp de 5 ani și ceva cât a stat el acolo cu PSD-ul la putere, nu a avut acces la nimic. Deci, și ca să vedem că Iohannis are propensiune pentru așa ceva. Vezi chestia cu casele, cu copiii, cu toate alea. Adică Iohannis nu-i porumbelul păcii în paza de corupție, mai ales că în instanță s-au clasat dosare și s-au mușamalizat unde au fost pe fals și uz de fals, cu casele și cu retrocedări false. Deci nu e porumbelul păcii, un om care nu-i corupt, care nu știu ce. Asta e motivul pentru care Orban a picat, a fost incapabil să facă treaba asta, deși l-au pus pe Câțu, un om al serviciilor secrete care vine pe filele, l-au pus la finanțe, un ministru cu offshore, care știa să împartă banii, să-i distribuie, să-i facă. Când au văzut că Orban nu e în stare și cașcavalul atât de mare, inclusiv pe criza sanitară, pe criza socială, pe toate alea... Pe atunci să fac banii, băi Bogdane, pe crize să fac banii. A dus pe Câțu și ca să înțelegi de ce Câțu trebuie menținut și convine tuturor, Câțu știe foarte bine, și asta este aici îl laud, știe foarte bine să preia banii și să îi repartizeze în afaceri cu statul, ca să profite și președintele și gașca tânără a lupii tineri, echipa câștigătoare de la PNL, l-au pus și șef la PNL. Să nu uităm că Câțu din postura asta, el știe foarte multe despre ăștia, știe foarte multe despre Hani, știe foarte bine. Atunci când a ajuns să-l faci pe Câțu contabilul mafiei, cum îmi place să zic, atunci el știe foarte multe despre ăștia. Câțu este un tip de care nu te debarasezi așa că vrei mâine și vin Iohani și cu aia și zic, Câțule, ia pleacă tu acasă că vrea PSD-ul și cu USR-ul și cu asta. Și USR-ul știe foarte bine asta, pentru că USR-ul de fapt de ce a făcut această acțiune? Pentru că a fost exclus de la Cașcaval, li s-a luat Ministerul Sănătății, li s-au luat chestiunile de la justiție, pentru că ea de la justiție, pe lângă ce vreau ei să controleze parchete și tot ce vrea să facă cu magistrații și cu SIJU și cu toate alea, erau și cei care trădădeau avizele guvernului în marile chestiuni de achiziții și financiare, dacă sunt juridice, dacă sunt sau nu, sau nu știu ce, și Stelian Ion bloca dacă nu se plătea și către USR. Deci populația română trebuie să înțeleagă că asistăm de fapt la o mascaradă, o chestie care e aranjată la asta, adică s-a ajuns la un nivel politic în aceste crize suprapuse, încât ca să se meargă mai departe și să fie toți mulțumiți, o să vezi că o să le convină tuturor stai acest puțin. Interimat da, al Bogdane, stai puțin, deși că la televizor, avem multe de... La televizor o să vezi că se vor bate în continuare și o să scoată ochii. În fapt, acest interimat o să le convină tuturor și este planul B al președintelui, după ce planul A pusese cu serviciile cu tot, că aranjează ca moțiunea nu o să treacă și până la următoarea sesiune parlamentară, când se putea pune o altă moțiune sau eventuale anticipate, o să stea liniștit cu guvernul meu și cu Câțu, care o să împartă banii doar la echipa câștigătoare PNL și nu știu ce. E, în ecuație de data asta a rămas că din cașcavalul ăsta mare trebuie să dai și la USR, trebuie să dai și mai ales la PSD.